Domnul doctor, acum încerc să fac haz de necaz. Pornim de la o afirmație a noastră, nu știu exact dacă era o dorință, dacă era o idee, sau ceva medical, sau pur și simplu sunteți excedați de ceea ce se întâmplă și atunci a zis, bă, s-ar putea să dureze mai puțin sau chiar suntem spre finalul valului 4. 4. Păi, spre finalul valului 4 suntem. Acum, discuția este pandemia, cu câte valuri se încheie. Că aici e de discutat. Valul 4 merge pe un trend descendent și lucrurile sunt clare. Adică aici cred că putem da o veste bună, că sărbătorile de iarnă foarte probabil că vor fi mai liniștite. Din cauza acestor prime 30 de zile de restricții. Nu sunt mai restricțiile. E și istoria naturală pe care o are o variantă virală. Dacă vă uitați, în fiecare val din pandemie a fost un anumit interval de timp. Au contat și restricțiile într-o oricare măsură, toate lucrurile s-au legat. Valul sigur că se va încheia probabil undeva în decembrie. Acum e și greu de spus ce înseamnă că se încheie. O să scadă numărul de infecții, nu o să dispară cu totul. Dar situația deja e mai bună în spitale, adică în institut nu mai sunt cozile interminabile de ambulanțe, pacienți care se aștepte în camera de gardă cu zilele, cum s-a întâmplat, numai cu o lună, de exemplu. Acum situația e mai bună și treptat va fi și mai bună. Adică ne așteptăm că în decembrie și ce vedeți dumneavoastră cu cazurile de la terapie intensivă o să scadă ușor, ușor. O să apară din nou, o să ne fie dor de internările, de mâncat, de sărbători, mai ții și postul de piftide de alea și, sau de Paște. Țineam așa minte din presă, vin oamenii că mănâncă ca sparții de Paște și de Crăciun. Cele mai grele gărzi nu sunt în prima zi. Și în a doua și în a treia zi. De Paște și de Crăciun. Exact, pentru că atunci, fiind cu toxinfecții alimentare, cu diverse alte, și noi fiind la infecțioase, toxinfecții alimentare ajungeau la noi. Deci e o perioadă de foc, trebuie să recunoaștem Crăciunul, cele două zile, adică cele două, trei zile de Crăciun, după aia Revelionul, Sfântul Ștefan, intermediar, Crăciunul, Sfântul Ștefan, Revelionul. Deci, e un sfânt așa de frumos, dar atât de greu de făcut, Sfântul Vasile, cine e născut pe 1 ianuarie, ai pus-o, deci. Nici nu ești cu sifoanele, cu alea, cu maioneza, cu salata de pef, cu ce. Băi, zice, unchiul Vasile, și te durești, că la sfinți nu prea, la noi, la țară, nu se invită, te pregătești. La țară sfinții se sărbătoresc, astea de naștere nu le știe nici dacă, da? Și atunci tataie, scoală-te că ești Vasile. Ai, da mă, da, adu-mă țuica, adu-le alea. Și trebuie să, adică petreci și cu Vasilicii. După care urmează 2-3 Ion și cine scapă, așa, spre ziua lui Eminescu, că nu te duci să te îmbezi de ziua lui Eminescu sau să mănânci răcituri. Atunci e cu citit poezii. Da, 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 cu mândra sub coviltir, da. M-au prins ăștia pe internet că am recitat eu din poeziile profane ale lui Eminescu. Dacă sunteți interesați și aveți acces la Academie, să știți că îi se cereau și lui pe stradă, în parc, Mihai Eminescu, dar ia zine și nouă. Și le zicea niște porcărioare repede și la obiect. Domnul doctor, dar am ajuns cumva la valul 4. Probabil eu, persoană individuală, cu CNP-ul meu, mă gândesc că ne obișnuim încet, încet cu povestea. O să treacă cumva pe planul 2, nici bine, nici departe, o să apară o altă nebunie și o să trăim cu COVID-ul ăsta, cei care apucăm să trăim, să rezistăm, să supraviețuim, pentru că nu văd de ce nu o să ajungem la valul 200. Nu noi, generațiile viitoare. El nu mai dispare, nu? Odată instalat în societate. Se va stinge ușor, ușor. Hai să ne gândim în felul următor. Se stinge din moment ce valurile astea, am înțeles, iertați-mă, da, sunt cumva și datorită, din cauza faptului că are o viteză de adaptare, mi se pare, destul de mare. Cu siguranță, dar nu numai el. Virusurile, în general, se adaptează ușor. Să știți că familia mare... Și cât creier are el acolo? Au foarte mult creier. Și bacteriile, în general, microorganismele, știți că în jurul nostru sunt vreo 3 miliarde de microorganisme despre care nu știm cele mai multe. Cunoaștem și noi câteva. Eu de când am aflat asta, nu m-am mai sărut cu femeile. Adică, când am citit ce zic... miliarde de bacterii.